Tram bun pentru acest zi, voi propune un bilet 16 iunie. O să dau un bilet din cu meciul din la preliminarele pentru campionatul european. Primul meci pe care o să vi-l propun este cel dintre Letonia cu Turcia. Turcia în ultimii ani, nu știu, ceva ciudat, au fost egaluri între Turcia și Letonia, 3-3, 1-1, 1-1, ultimul meci a fost 2-1 pentru Turcia. Mă aștept aici totuși să vedem două goluri. Ciudat cum de Turcia nu i-a bătut de mai multe ori pe Letonia, nu știu, ce naiba le apropiați față de turci. Mie mi se par ciudate rezultatele astea de egalitate cu goluri marcate. O să joc peste 1,5, Letonia nu pare deloc o echipă grozavă, 2-3 în Irlanda și 0-1 în Țara Galilor. Meciul 2 o să joc din Macedonia cu Ucraina, Macedonia de Nord cu Ucraina. Macedonia de Nord nu e echipă grozavă, destul de modestă. Ucraina i-a bătut în ultimele 3 întâlniri tot timpul, iar Ucraina am văzut acum într-un meci amical marți cu Germania, au făcut un 3-3, au jucători foarte buni de clasă. Eu o să joc X2 pe Ucraina la cotă de 1,25. Se pare o cotă destul de ok pentru o șansă dublă în Macedonia. Acel meci cu Anglia 0-2, dar nu avea cum să ce să fac acolo în meciul cu Anglia. Eu zic aici că X2 este un pariu foarte bun care acoperă X2 pe Ucraina la 1,25, 1,5. Iar apoi meciul 3 o să joc la Danemarca cu Danemarca împotriva Irlandei de Nord. Destul de clar ar trebui să bată Danemarca aici pe Irlanda de Nord. Danemarca a avut un parcurs foarte bun, a ajuns la Mondial anul trecut. Acolo s-a cam făcut de râs în ultimul meci cu Australia când au jucat foarte, foarte prost. Nu știu ce a fost cu ei. Acolo aveau nevoie de un egal, au pierdut cu Australia și nu și-au creat ocazii de poartă aproape deloc. Este acel Højlund, atacantul lor, un atacant de doar 20 de ani, foarte bun, care joacă la Atalanta, parcă. Danemarca a pierdut în deplasare la Kazakhstan 2-3, deci cam au nevoie mare de victorie și cred că se vor duce în valuri în atacul. Eu am jucat cornere, peste 4,5 cornere pentru Danemarca. Remoții în meciul de acasă cu aia cu Finlanda au avut 7 cornere. Eu aici mizez Danemarca peste 4,5 cornere la 1,28. Și apoi meciul Kosovo-România. M-am dus și la meciul naționale noastre. Evident că trebuia să joc ceva și la acest meci. România a avut evoluția așa și așa, a bătut pe Andorra, a bătut și pe Belarus cu 2-1. A fost un meci destul de chinuit acolo cu Belarus. În a doua repriză România s-a cam tăiat. Avem jucători destul de talentați în față cu Ali Bek, e și Coman care a avut o formă bună la FCSB în ultimele 10-15 etape din campionat. Este și Octavian Popescu, mai e Ianis Hagi, Răzvan Marin, deci avem niște jucători destul de buni acolo în fața, aș spune eu. Nu suntem foarte organizați, nu avem o strategie, o tactică de joc foarte bună implementată. Edi Rudănescu e un antrenor penibil, umflat acolo, adus la națională pe niște interese. 1,40 să dăm un gol. Eu am jucat România marchează 1,3 goluri la cotă de 1,45. Astfel, din aceste 4 meciuri, avem 2,98. Asta e biletul meu. Și asta ar fi ponturile mele pentru astăzi. Dacă vă inspirați din ele, zic, hai să avem baftă.